Bună seara! Începe o nouă ediție România te iubesc. Ceva se pierde pe drum când ne grăbim să aflăm, să avem, să fim peste tot, să creștem. Pasiunea neurmată sau talentul necultivat rămân să ne amărască momentele de liniște, dar bineînțeles că nu trebuie să fie așa. Iar astăzi avem exemple de vieți schimbate din pasiune. O tânără de 32 de ani a renunțat la o afacere de succes pentru a ajuta pe copiii mai puțin norocoși să învețe carte. Și o face renovând școli prin donații de tehnologie sau schimbând mentalități. A înființat o platformă unde oricine poate pune o alertă despre greutățile dintr-o școală sau nevoile unui copil, iar noi le putem rezolva cu ce și cât avem. În 2 luni, pe hartaedu.ro s-au strâns 500 de alerte, dar și 300.000 de euro din donații. A crescut senină, dar desculță pe ulița unui sat dintr-un loc sărac, așa cum e Vasluiul. S-a întreținut singură la facultate în București, iar la 25 de ani era deja un antreprenor de succes cu un salariu de câteva mii de euro pe lună. Nu e suficient să ai succes în felul ăsta. Nu... Sau pentru mine n-a fost. Ar fi putut să aibă tot confortul din lume, numai că la 32 de ani s-a întors acolo de unde a plecat. În sat, ulițele sunt acum asfaltate, dar copiii sunt la fel de sărmani. Vezi cum te cheamă spre locurile natale, instinctul. Voi de la București veniți cu ideea că mergem la Vaslui și aici îi dezastru. Vasile Țavăr este primar în comuna Hoceni de când Andra copilărea în bătătura bunicilor. Este localitatea unde Narada, asociația înființată de tânăra de 32 de ani, a făcut prima acțiune de voluntariat. Le-a cumpărat biciclete copiilor ca să poată să ajungă la școală. Totul a păstrat bine. Așa au fost înțelegerile. Andra n-ar fi înțeles câtă nevoie au copiii săraci de ajutor dacă ea însă își n-ar fi crescut într-o astfel de comunitate. M-a trimis mama să-ți aduc televizorul, mama, uite, stai că ți-am adus unul nou, ca să nu te mai gândești doar la noi noaptea. Și ai muncit supra la mine, te duceai după vacă, puseai după vacă, duceai vaca de la ședea. A făcut mulți bani ca antreprenor în domeniul frumuseții, dar și-a remodelat viața dăruindu-se altora. A făcut-o pentru ei, dar și pentru ea. Avea nevoie de asta după multele momente de răscruce din viață. A pierdut o sarcină, a trecut printr-un divorț în care a lăsat totul fostului soț și a simțit că are nevoie să o ia complet de la zero. Râsetele copiilor o încarcă și îi dau încredere că drumul nou pe care a pășit a fost bine ales. Când a înființat asociația Narada acum 5 ani, nu știa cât sunt cei care au nevoie de ea. Încă avem copii flămânzi și desculți, școli care stau să cadă, iar peste 200.000 de elevi nu au acces la internet. Dar de ce nu face statul asta? Dar lasă că altcineva e dator, e primarul, e directorul școlii, e... Mesajul meu pentru toate astea nu contează. Nu există răspuns pentru de ce n-ar trebui să faci, pentru că ar trebui să faci, toți ar trebui să facem. Andra e obișnuită să gândească în afara șabloanelor și în termeni mari. Nu e suficient să duci de 2 ori pe an cadouri copiilor nevoiași. Trebuie să rezolvi cauzele problemelor. Și așa a apărut hartaedu.ro, pe care a gândit-o împreună cu Alex, cofondatorul Narada și întreaga echipă. Alex se uită în Excel și zice, da, avem ața bani să facem astea 4 lucruri. Și eu zic, da, trebuie să facem 5. Nu știu dacă avem bani să facem 4, trebuie să facem 5. Și zice, păi și măi, frate, măi, ce o să faci? Zic, nu știu, uite, o să călcăm așa pe drumul ăsta și până trebuie să pun al 5-lea pas, nu știu, Dumnezeu, oamenii, cineva, o să facă acolo podul și o să-l facem și pe al 5-lea și o să facă să se întâmple. Hartaedu.ro funcționează simplu. Dacă știi școli sau elevi aflați în nevoie, încarci o alertă pe platformă, iar dacă vrei să ajuți cu bani sau servicii, îți alegi cauza și te implici. Rezolvi nevoia lor, dar și a ta, din fața calculatorului, iar de munca în teren se ocupă Narada. Sunt ca o mașină care a fost făcută fără senzorul ăsta, nu contează, se duce mai departe. Da, dar nu mai este drum, nu contează. Mergem mai departe și cred că ideea asta de să nu renunți niciodată, e cea mai importantă în tipul ăsta de misiune, pentru că în tipul ăsta de misiune piedicile sunt atât de mari, atât de frecvente și uneori chiar și atât de dureroase. În urma unei donații de 200.000 de euro de la o singură persoană, 3 școli vor fi renovate din temelii. La o școală dintr-un sat din Bacău, unde învață 200 de copii, va fi schimbată tâmplăria putredă veche de 50 de ani. Ați pus pe hartaedu.ro un proiect? Da!
Și ziceți voi așa că trebuie schimbată asta, nu? A plouat foarte tare și geamurile s-au deschis toate și a început să ploaie jos. Serios? Da. Da. Vestea este că ați primit o finanțare. Ați vă las ferestre noi! Într-o profesională din Roman a fost modernizat atelierul de mecanică. La o școală din Băicoi va ajunge în curând un autobuz pentru transportul copiilor, iar într-un liceu din Bacău, Andra a schimbat mobilierul din sălile de clasă pentru 360 de elevi. N-aș fi avut curaj, în primul rând, să mă duc peste, nu știu, 5, 10, 15 operatori economici și spun dați-mi. Foarte deteriorate, instabile, poftim scaun. Pentru copii înseamnă foarte multă efervescență când văd că cineva se gândește la ei, că cineva vine spre ei, așa facă ca o sticlă de șampanie, încep să se reverse, încep să vină cu idei. Unde au fost copiii ăștia până acum? Cum nu au avut ideile astea? Dar au trebuit să fie un stimul, un ceva, ca ei să se deschidă. S-a implicat și a muncit până când anul trecut a ajuns într-un moment de burnout, pe românește epuizare. A fost momentul în care și-a luat părinții într-o vacanță în Bucovina. Și-a tras sufletul însă numai câteva zile, pentru că imediat după ce s-au întors, Andra a primit o veste cumplită. Tatăl ei, de doar 54 de ani, avea cancer. Uitându-mă la situația lui de viață, am zis numai. Nu. O să schimb ce definesc eu ca fiind greu, o să schimb. Astea două nu sunt unul la unul, nu sunt comparabile, știi? Greu de a crea o organizație, cu greu de a avea o problemă în sănătate de tipul ăsta. Un luptător, la fel ca fiica lui, tatăl a depășit de mult pronosticurile pesimiste ale medicilor. În tot acest timp, Andra și-a luat energia din zâmbetele copiilor pe care a continuat să îi ajute. Anul acesta a lansat Naradix, o platformă gratuită cu lecții interactive pentru clasele 0-8. Materia a fost digitalizată de profesori voluntari care susțin și cursuri gratuite online. Chiar cred cu tărie, oricât de idealist ar suna, că dacă facem asta, momentul până când o să vedem o generație de copii care va fi fost crescută împreună de noi toți până la urmă, într-un viitor mult mai luminos și cu mult mai mult progres și în care o să aibă toată educația de care avem, mult mai aproape decât ne-am așteptat. Aproape jumătate dintre copiii României sunt analfabeți funcționali, iar pandemia le crește numărul de la o zi la alta. Dintre copiii sărmani, puțini sunt cei care vor ieși singuri din trecut. Andra demonstrează însă că puterea celor mulți îi poate ajuta să facă saltul în zilele noastre. Suntem invadați în fiecare zi de tone de informații contradictorii și e important să putem să le filtrăm și să avem acces la fapte imediate. În marea aceasta de evenimente, într-o lume care gonește după facil, un tânăr fotograf reușește să ne aducă în fiecare zi imaginea concretă. Octav Ganea e fotoreporter, dar și antreprenor și a reușit prin curaj, tenacitate și talent să se impună într-o piață dominată de coloși. E prezent acolo unde e nevoie pentru a reuși să surprindă din cel mai bun unghi, adesea memorabil, imaginea zilei. Piața românească consumă foarte multă fotografie, numai că nu-ți dă seama. Inspirație și ceva noroc. Un pic de anticipație. E prezent la toate marile evenimente. Este ușor de recunoscut, băgăcios, cu aparatul de fotografiat mereu pregătit pentru cel mai bun cadru. El este Octav Ganea, fotoreporter, dar și acționar la cea mai mare agenție de fotografie independentă din România, Incoam Photos. Și o parte artistică, și o parte de informare, și o parte de rezonanță istorică, și o parte de amuzament. Unele dintre fotografiile lui au devenit simbol și sunt o cronică a fenomenelor sociale și politice din ultimii 10 ani. Rolul meu e să arăt ce se întâmplă. Dacă la sala Palatului e beznă când tu aștepți să vină oamenii să se vaccineze, rolul meu e să arăt că acolo nu este lumină, ca oamenii să aibă un proces de vaccinare rapid și să fie încurajați. Dacă sunt violențe gratuite la un protest, rolul meu e să arăt chestia asta. Dacă ceva deranjează societatea în general, vorbim neapărat, rolul meu e să fiu acolo să arăt chestia asta. Din 2015 a reușit să crească un nume și să furnizeze celor mai mari redacții din România fotografii de calitate. Am introdus o idee nouă de a transmite în momentul în care ceva se întâmplă, protest antivaccin, de exemplu, am introdus transmisia instant, care garanta redacțiilor la evenimentele foarte importante, garanta imagini aproape instant în redacție. Multe dintre fotografiile realizate de Octav au devenit virale. Sunt între momentele în care am pufnit și în râs și în
plin de indignare, eram lângă domnul Săinu Cercel când arăta că aici e Hubeci, aici e mic, e foarte, foarte mic. Ca dovadă că câteva luni mai târziu nu mai era atât de mic totuși. Mi se pare definitoriu pentru felul în care noi am tratat pandemia. Am fost oareșcum mereu fie prea încrezători, fie prea normaiești. Asta e imagine care stă mărturie pentru sistemul rapid de diseminare, imagine de care ziceam, pentru că au mai fost fotografi care au avut o imagine similară cu a mea. Însă, asta a fost imaginea care a prins cel mai repede și după aceea s-a reprodus de zeci, sute de ori, mii de ori. În cadrul de la Teatrul de Vară, din Herăstrău, unde s-a produs o altă piesă de teatru, un fel de predare de ștafetă înainte de congresul efectiv din PNL, unul care vine, Florin Câțu, și unul care pleacă, Ludovic Orban. Este intruziv, fără însă a influența subiectul și reușește de cele mai multe ori să obțină cele mai bune unghiuri. Ideea principală de a nu face rău subiecților, de a nu le cauza, de a nu le dăuna, e ceea ce de obicei eu încerc să le cer. Mergem pe ceea ce vedem, ceea ce primim în fața camerei, ceea ce, cu ce lucrăm oriunde ne-am fi, că e spital, că e protest, și să nu influențăm, e principala chestie din jurnalism în general, nu doar din fotografie. Octav a construit în jurul lui o echipă care în ultimii ani a devenit o voce distinctă în fotografia de eveniment din România. Fotojurnalismul ăsta de teren, cred că înseamnă de fapt organizare și cumva coordonare. Cum s-a întâmplat în perioada protestelor, erau oameni puși la fiecare ieșire din Piața Victoriei. Toate lucrurile astea puse la punct acolo erau un sistem, era un mecanism care lucra împreună. Au fost enorm de multe momentele în care să trească să fac o hartă cu unde stau oamenii pe teren, dar în alea în care au fost am avut oameni pe care să mă pot baza. Adică că a fost 10 august, că a fost protestul cămășilor albe, că a fost orice altceva, summit sau papa la noi, întotdeauna când am pus într-o listă un număr sau un nume de om, am știut că am o echipă pe care să mă pot baza. Singur nu poți să faci fotografie de presă. În primul rând trebuie să fii acolo. Ca să fii acolo trebuie să ai urechile deschise și o fotografie bună e o combinație de inspirație și ceva noroc. Cumva un pic de anticipație, să știi ce se va întâmpla și să fii acolo pregătit să ai acel cadru. Fotografie bună, care îți rămâne în cap și la care te gândești după ce ai văzut-o. A plecarea lui Octav pentru fotografie a găsit sprijin în familie încă din adolescență. Soțul meu, la vremea aia, trăia. Soțul meu s-a prăpădit acum 14 ani și el, cred că și era un mod de a... El a pictat, el a făcut și o școală de artă populară și cred că faptul că se îndrepta spre artă sau poate că i-ar fi plăcut și lui să facă ceva, a zis eu o să-i plătesc un curs. Îi dau lui Octav bani să ducă să facă un curs. Eu m-am, ca femeile, știți cum e, haide dragă, dăm banii pe astea că nu cred eu că... I-a plătit cursul. Tot ce ții minte de când eram eu mic este cum fierbea oasele ca să facă acel clay, ca să prindă pânzele de, sau să îmbibe pânzele. Le-am văzut, am crescut cu ele, nu știu dacă a rămas ceva din ele, dar știu că m-au marcat cel puțin prin faptul că l-am avut în casă. În paralel cu facultatea de imagine, a lucrat în diverse redacții până când a simțit că este momentul să se desprindă. Imboldul i-a venit de la un amic, care a fost și fondatorul agenției Inquam. A fost totul pe un picior de lut, cel puțin un an, doi, în care nu știam dacă lucrurile se vor concretiza. N-am fost singur, dar nici n-a fost ușor. Întâi colegă, apoi prietenă și soție, Mirela i-a fost cel mai puternic sprijin. Știam încă de la început că nu o să fie ușor. Ne-am asumat riscul ăsta, să spunem. Bună parte din timp ne-am bazat pe ceea ce ea lucra și o aducea în casă, astfel încât să putem să pot să stau foarte mult pe teren. Lăsând la o parte de sacrificiu familiei de a nu fi eu acasă și de a fi la proteste sau la DNA câte 12 ore sau mai mult. Au fost niște ani foarte grei. Mi-aduc aminte de protestele din 2012, când nu pot. Și mi-aduc aminte o seară în care a venit acasă, a intrat pe ușă și evident că am vrut să mă duc să îl iau în brațe și mi-a spus să nu îl ating, să nu, așa, pentru că fuseseră folosite gaze lacrimogene. Nu am putut să mă abțin și tot deja am sărutat puțin pe obraz. Moment în care, pentru câteva minute, eu am avut buzele amorțite. Nu-mi dau seama ce au simțit el, ce au simțit ei, ceilalți. Îi place și asta este el, asta respiră, asta trăiește, este viu pe interior și mie asta îmi place. Mi-a plăcut întotdeauna că trăiește, este pasionat de ceea ce facem. Cu sprijinul familiei, talent și tenacitate, Octav Ganea a devenit unul dintre cei mai importanți furnizori de fotografie din România. Octav? În top! Sus!
Sus de tot, pentru că are trei calități deosebite. Unul, știe să fie un foarte bun fotograf de teren, ceea ce în sine e o pasăre rară. Doi, e un foarte bun antreprenor, pentru că a reușit să-și țină un business pe picioare. Și trei, știe să interacționeze cu oamenii, cu clienții, care iarăși este un skill pe care mulți nu-l au. Astăzi duce adevărate bătălii pentru ca munca fotoreporterului să fie respectată. Bunul pe care îl produce un fotograf, indiferent că sunt eu sau că este altul, este unul care călătorește în online și aproape nestingherit ajunge să fie furat. Ceea ce încerc eu de foarte mult timp este odată să responsabilizeze redacțiile din țară, să nu mai fure, pentru că făcând asta își scad conținutul lor ca și valoare și scad piața de fotografie care într-un final va dăuna tuturor. Imaginea și orice produs intelectual are un drept în spatele ei, care trebuie dat celui care a creat-o. A crezut foarte puternic în el. Noi am zis, mă, tu vrei să vinzi poze în România, vrei să crezi că o să-ți plătească cineva fotografii în România, adică a crezut în visul ăsta și uite că a reușit să-l crească în atâția ani de muncă și uneori chiar bătând cu pumnul masă, da, asta e, așa merg lucrurile, și să ajungă astăzi să fie poate sursa principală de fotografii de presă de calitate din România. Tot ce știu este că eu, în momentul în care am nevoie de o fotografie bună, prima sursă pe care o caut este site-ul lui. Talentul evident că nu-i lipsește. Talentul e cultivat prin exercițiu și prin efort. Octav menține agenția asta, o crește și ne formează și pe noi. Încăpățânarea este o armă cu două tăișuri la el. Pe de o parte îl face antipaticul unora care nu-l cunosc pentru că își fac o părere poate greșită, dar încăpățânarea face să împingă înainte lucrurile. Octav Gana este cronicarul zilelor noastre prin imagini, omul care a reușit să construiască o echipă și un brand prin fotografii spectaculoase care rămân mult timp în memoria spectatorilor și a asumat să comunice corect și rapid realitatea și știe foarte bine că lupta lui este zilnică și de durată. Un român ne creionează viitorul și face roboți care vor ajuta omenirea. Unde și despre cine e vorba? Imediat după pauză. În viitorul apropiat vom avea roboți umanoizi care vor ajuta persoanele cu dizabilități să se descurce în locuință și în afara ei. Vor funcționa și brațe robotice cu care medicii vor putea opera pacienți aflați la mare distanță. Este domeniul lui Alin Albu Schäfer, expert în robotică și director al unui institut de elită din cadrul Centrului Aerospațial German de la München. Timișorean la bază, directorul ne transmite că statul român trebuie să investească în educație și cercetare pentru că și românii pot scrie viitorul umanității. Suntem la DLR, adică Centrul German pentru Cercetări Aerospațiale, locul unde se derulează programul Columbus, prin care laboratorul european cu același nume a fost dus pe Stația Spațială Internațională pentru experimente derulate în imponderabilitate. Tot aici însă există și un alt obiect de activitate extrem de important pentru omenire, conceperea de roboți umanoizi inteligenți. Iată-l pe Toro, unul dintre cei mai performanți roboți umanoizi din toată lumea. Nu este cu nimic mai prejos decât frații săi din Statele Unite, Rusia sau Japonia. Cu siguranță, dacă robotul Toro ar putea vorbi, ar spune la mulți ani România, la mulți ani Pro TV sau România te iubesc, pentru că a fost gândit și este studiat, manevrat și dezvoltat de români, împreună cu mai mulți alți specialiști din toată lumea. Iar laboratorul în care se perfecționează Toro este condus tot de un român. Suntem aici la DLR, Centrul German de Cercetări Aerospațiale. Eu sunt Alin Albu Schäfer și sunt directorul acestui institut. Este profesor doctor în inginerie și ne arată câte proiecte au ieșit din laboratoarele sale. Este un centru de excelență în cercetare robotică, unde Germania finanțează serios cercetarea națională în acest domeniu cu 10 de milioane de euro anual. Alin Albu Schäfer ne explică și cea mai recentă performanță a lui Toro, să se adapteze rapid, fără să cadă la suprafețele instabile pe care calcă. Fiecare braț poate să măsoare forțele cu care acționeze și să reacționeze într-un mod elastic. Deci nu ca și roboții vei care mergeau pe anumite traiectorie, dacă era ceva în drum, îl distrugea, nu? Și roboții noștri reacționează în mod elastic, se adaptează, măsoară cu senzori de forță. Spre exemplu, în talp avem senzori de forță care ne ajută să balansăm. Se adaptează, de practic. Se adaptează și trebuie să vă gândiți că aveți un software care distribuie mișcările astea pe 25 de motoare. Principalul obiect al nostru de studiu în robotică nu este robotul, ci este omul. Vrem să înțelegem oamenii și să dezvoltăm roboți pentru oameni.
Totul a plecat de la un singur braț, dar un braț elastic, așa cum îl numește directorul institutului. Un membru artificial care a fost practic lucrarea de doctorat a românului, începută în 1995 și trecută prin trei variante până la cea actuală, care se și produce într-o fabrică de lângă München. Cu siguranță, combinația de educație plus probabil o anumită, știu eu, dârzenie și încăpățânare de a duce lucrurile la sfârșit, cred că ne-a ajutat. Deci văzând câți oameni au totuși un succes deosebit, mă gândesc că sunt niște însușiri care ne-au adus aici unde ne-au adus. Nu? Educația, în primul rând, a fost foarte bună în Facultatea din Timișoara, spre exemplu, în domeniul de matematică, baze ale electrotehnicii. De altfel, când am aplicat aici, am aplicat cu rezultatele lucrării mele de diplomă, care la vremea aceea a fost despre rețele neuronale artificiale. A pornit să facă cercetare de top întinsă pe mai bine de un deceniu, fiind pasionat de legătura rețelelor neuronale și roboți, mânat de dorința de a face o conexiune între creierul uman și robotică. Iar laboratorul de la DLR, pornind de la munca sa, are deja rezultate uimitoare, în sensul că au creat deja brațe robotice ce pot fi controlate cu anumite părți ale creierului. Câțiva pacienți din Germania deja experimentează tehnologia gândită de echipa românului. E o pacientă care este paralizată de la gât în sus, deci nu se poate mișca, nici nu poate vorbi și vedeți, are un contact direct pe creier cu niște contacte electrice care măsoară activitatea creierului. Și atunci cu rețele neuronale artificiale puteți decoda semnalele astea astfel încât ea să controleze brațul. Deci ea se gândește că ar vrea să-și miște brațul în stânga, în dreapta. Se vede evoluția? Da. Următorul lucru pe care i-am promis că îl va face este să fie în măsură să iasă la plimbare de una singură, să deschidă ușa locuinței, să intre în lift. Începem toate proiectele astea prin a implica utilizatorii de la început. Și face roboții să fie intuitivi, adică brațul flexibil gândit de cercetătorul român poate anticipa unele comenzi. Recunoaște un sertar, știe ce poți să faci cu un sertar. Poți să-l deschizi sau să-l închizi, mare lucru, altceva nu poți să faci. Da. Deci dacă el se apropie de sertar, întoarce brațul în așa fel încât să deschidă sertarul. Și atunci el trebuie numai să zică dă-i înainte, dă-i înapoi. Sau cum ar fi ca medici să poată opera de la distanță, laparoscopic, pacienți aflați în alte spitale. În alt oraș, în altă țară, tot cu ajutorul unor roboți performanți care devin un soi de avatare ale medicilor specialiști. Și la asta se lucrează în laboratoarele de la München. Mai departe, cerul e limita, susține Alin Albu-Șefer, și doar capacitatea inteligenței artificiale de a evolua va impune ritmul și stadiul la care vom ajunge să ne ajutăm de tot mai mulți roboți. Un aspect foarte interesant e că putem avea azi inteligența artificială care să învingă la șah un campion mondial sau la Go, dar nu avem inteligența artificială care să facă curățenie într-o casă. Spre exemplu, care nouă ni se pare o activitate mult mai simplă decât șah și go. De ce? Fiindcă este alt fel de inteligență care se referă foarte mult la posibilitatea de a percepe mediul, de a face planuri, de a înțelege rostul lucrurilor. Toro e pus în mișcare de un alt cercetător român. George Meseșan este plecat de mult din Petroșani să lucreze în IT în Germania, ca apoi să ajungă să studieze mișcarea roboților sub aripa lui Alin Albu-Șefer. Faza asta de pionierat are foarte mult farmec. Când eram copil, mă gândeam cum era în partea de aeronautică și ce palpitant era să descoperi. Au fost profesori buni care au dat impulsul ăsta de a performa, sigur, și... Pe ei trebuie să-i păstrăm în sistem? Trebuie să păstrăm atitudinea asta? Altfel se va prăbuși destul de drastic. Dacă nu este... Ideea asta de a învăța, de a face performanță, devine din ce în ce mai greu. E ca o construiești o piramidă, dar partea baza e instabilă, o să construiești, la un moment dat tot se va prăbuși. Managerul român caută să implice mereu cercetători tineri pe care îi aduce din toată lumea. Aici lucrează împreună cu tineri nemți și columbieni pentru a face un alt robot denumit Justin, care are menirea să ajute în viitor bătrânii din centre. The thing we like the most is that he actually comes and talks to us when we are in the systems. So it's like, what problems are you having? And he knows the hardware, he knows the software. So how is it going with the systems? How is it going with very practical, very... That is what is nice to see, yes. Yeah, he's really hands-on. He has a lot of hands-on experience and we can use most of the systems here, which is impressive because we have a lot of robots. Do you know that he's Romanian? Yeah. I know that he's Romanian, yes. Prinde această flacără în tineri. E ceva care îmi place foarte, foarte mult. Problemele de a câștiga oamenii tineri, de a-i motiva pentru ideile respective. Și, cu mâna asta...
Are în plan nu doar partea de creație, ci și pe cea de producție, pentru că nu este doar cercetător, ci și manager de institut. Un lider care face și previziuni financiare, caută să atragă fonduri din țară și din străinătate și să ducă institutul pe care îl conduce în elita mondială a inovației. Bineînțeles, trebuie să fac părțile astea de strategie, contacte cu politica, bineînțeles, inteligența artificială e o temă pe care și pe politicieni interesează cum ne vom ocupa pe viitor, cum suntem față de Statele Unite, față de China, față de alte țări. În școli, spre exemplu, există cursuri de robotică. Aici în Germania. Aici în Germania. Nu. Soția mea e profesoară de matematică și fizică și ea oferă și ea un curs de robotică pentru elevi, oferă cursuri în care copiii dezvoltă, știu eu, robot automat. Soția lui este profesor de matematică fizică și are doi băieți. Fiul cel mare e student la medicină și speră că își va sprijini tatăl cândva să aducă mai multă tehnologie în sănătate. Mulți din doctoranzii noștri după 5-6 ani își creează propria companie și mulți sunt foarte de succes. Acum 2 luni, una dintre companiile pe care le-am creat a primit titlul de unicorn. Asta înseamnă că are o valoare de $1 miliard. În era virtuală, în care pandemia ne-a arătat că dialogul și legăturile se pot stabili online, de la mare distanță, managerul Centrului Aerospațial German spune că astfel pot fi aduși acasă în România profesioniștii din diaspora. Nu neapărat trebuie să fie fizic prezenți în țară, cât mai ales să fie interconectați și implicați în mari proiecte de țară din educație și cercetare. Statul român, prin decidenți, ar putea să-i adune pe cât mai mulți dintre ei, din toată lumea, la aceeași masă virtuală, pentru a gândi și concepe programe în folosul românilor. Încerc, bineînțeles, cu fosta mea universitate în Timișoara, dar și cu alte universități, cu Brașov, un pic contact am avut și cu Clujul. Deci contactele există, poate ar trebui sistematizate și intensificate, deci făcute într-un cadru mai, în special într-un cadru mai regulat. Deci nu, sunt invitații, sunt anumite conferințe, dar poate ar trebui sistematizat un pic. Ar fi o idee bună. Un român este în elita cercetării mondiale, are proiecte care vor schimba lumea. Cei care suntem, care avem succes în străinătate, îl avem pentru că am primit o educație bună, mai ales în domeniile de bază, matematică, fizică și așa mai departe. Trebuie reușit să se treacă peste faza asta în care toată lumea își caută numai joburi în industrie sau pleacă în străinătate și cred că statul român trebuie să acționeze în sensul ăsta și să susțină cercetarea. Alin Albușefăr e profesor doctor, dar și manager. Un lider veritabil care și-a clădit cariera prin seriozitate, apetență pentru studiu și pentru inovație. Iar acum construiește roboți umanoizi, meniți să facă omenirii viața mai ușoară. Părinte pentru 10.000 de copii. E o misiune, e și un dar. Îl cunoaștem în câteva clipe și zâmbim împreună cu el pentru un mâine mai bun, alături de viitorul țării. Revenim! Un părinte cu 10.000 de copii. Sună incredibil, dar acest om există. În Iași, preotul Dan Damaschin a devenit o adevărată instituție care poartă de grijă copiilor, se ocupă de educația lor, oferă case părinților, le apără pe mamele abuzate. Între miile de cazuri pe care le ajută, preotul aleargă tot timpul cu credința că efortul său și al oamenilor care îl susțin salvează o bucată de Românie. Hai, ia-l tu, hai! Gata, ia-l tu! Au venit jucăriile! Jucăriile la copii! Cine vrea un cozonac aici? Poți să ieși pe asta? Da, da? În inima Moldovei, un preot își înnoadă poalele, reverende și pătrunde cu daruri prin locuri neștiute de lume. Construiește case vopsite în tricolor pentru oameni sărmani, susține copii în școală, le dă de muncă părinților, alină suferințe. La prima vedere, poate zice că asta trebuie să facă un preot. Doar că în cifre, activitatea părintelui Dan Damaschin e amețitoare. Are grijă de peste 2200 de mame. A dat până acum 116 case și îngrijește familiile din ele. Duce daruri la 10.000 de copii. Toți copiii trebuie îmbrăcați măcar 3 ori pe an, toamnă, Crăciun, de iarnă, de fapt, și la Paște, adică de primăvară-vară, să meargă la școală la, ca și copiii mei. Faci un calcul, că nu e greu, ca să nu zic lumea că suntem lipsiți transparență. 60 de euro este pachetul unui copil de Crăciun. Adică 600 de mii de euro de 3 ori pe an. Cam asta se întâmplă la noi. Ora 6 dimineața, Biserica Maternității din Iași. Aici slujește de 16 ani, e preot de 24 de ani. M-am imaginat acum 25 de ani în altar, în genunchi, la slujbe, așa, un om care
să ofer omului tot suportul sufletesc, așa mi-am imaginat eu că se face preoție. Dar când Dumnezeu m-a pus într-un loc în care zilnic vin din spitalul cu zavodă, vin două, trei mame care splâng, părinte, nu am cu ce pleca acasă, nu am ce da de mâncare copiilor, nu am haine pentru ăsta mic, nu am aer, nu am aer, nu mai... Cât timp să mai bat pe umăr? Mama, lasă, mamă, că o să fie bine, lasă, că o să fie bine. Stai fără griji, că tot o să schimbe. Nu, am văzut că nu merge. Asta e realitatea din Moldova, dragilor. În fiecare vineri, la poarta maternității se strâng aproape 300 de mame pentru a primi mâncare și cele necesare traiului. Pandemia a oprit accesul în curtea spitalului, așa că preotul le cară pe mame cu voluntari într-o altă biserică din oraș. Aici, înainte de a primi ajutorul, fiecare mamă este spovedită și consiliată de preoți. Și aici este, să spunem, depozitul de urgență pentru a satisface nevoile stricte. Lapte praf, alimente de bază. Toată povestea se învârte în jurul familiilor aflate la marginea societății, o Românie pe care autoritățile și oamenii în general o ignoră, dar ea există. Aceste două familii, amândouă luate din bordeie, pot să spun, una 5 copii, una vreo 7, aia și un copil cu handicap. Aici, la marginea unui sat, a ridicat o casă. Două familii, 14 suflete și-au găsit adăpost în ea. Am mers acasă la ele, prima dată, și le-am aprovizat cu tot ceea ce trebuia în prima fază. În loc de un copil, văd că au 5 acasă. Copiii se meargă la școală. Ce faci cu ei dacă merg la școală? Dacă n-au cu ce merge la școală, copiii abandonează, absentează și se sălbăticesc. Ajung să se transforme în viitor ceșători sau infractori. Și atunci am dezvoltat treaba cu școala. Aici a fost o casă, locuia o familie cu un copil. Așa, și am luat-o. Și am stricat tot ce era în ea bun și am făcut internat. Hai să vă arăt. Bună ziua! Asta e ca să facă ordine. Așa, asta este domitorul cel mare. Era domitorul familiei. Aici era un jacuzzi, așa, fain era aici. Un jacuzzi așa frumos, dă-seamă, un chifete de aia cu mamură frumoasă. Și a făcut baie pentru 10 fete, bineînțeles. Aici locuiesc și învață 40 de fete. Peste drum, într-o altă clădire, sunt 30 de băieți. Bună ziua! Ce fac dămișoarele? Bună ziua! How do you do? Ce adunare generală? Nu veniți la masă? Ce clase sunt ei? 12, 11, 10, 8. Nici eu nu-i acasă, nu. Sunt ușor aici, sunt studenți și vrem să facem o rocadă. Mai iau încă o locație. Și vreau să fac o locație... ca să pot stimula excelența de cărcine. Aici sunt de la, noi luăm de la 5-6 și ajung la 8 până 10. Ei, aici care sunt de 10, le fac hotel de lux. Două paturi în cameră, tot ce trebuie pentru a stimula și a ridica ștacheta. Ne duce la școală, ne aduce de la școală, ne dă să mâncăm, ne îmbracă. Adică face tot ce face un tată. Iar noi mulțumim pentru asta. V-ați fi permis să veniți la școală la Iași dacă nu ați fi avut acest ajutor? Nu, era imposibil. În oraș mai sunt alți 30 de copii susținuți în gazdă, iar lor li se adaugă mulți alții care primesc o bursă pentru a putea studia. Am ajuns la studenți la medicină în anul, potrivit acum, anul 6. Copii care, dacă bagi în ei, dar nu, am zis, nu 2 milioane pe lună, bagine-i bani, cresc oameni mari. După ce termină școala, îi mai ține încă 5 ani în casele pe care le are înșirate pe un panou în biserică. 16 la Valea Lupului, 1-16. 7-24 la Casa în Cicoare. Pentru a nu pierde controlul acestei uriașe lumi pe care a adunat-o în jurul său, ține o evidență strictă. Fiecare caz este luat în grijă după ce se face o anchetă socială, iar de ceva vreme și autoritățile apelează la el. Păi, avem o mamă, ce facem cu ea? Ce să facem? O luăm? În clipa de față cât că am preluat, undeva 5% din 5% am asistență socială în județul Iași, fără a exagera. La marginea Iașului e depozitul central. Hainele sortează fetele și pregătim sacii. Când pleacă pe teren mașinile zilnic, două, trei mașini cară, pun sacul de haine, copiii de fiecare vârstă, pe fiecare... Să vedem aici, scrie... fată 01 an, cu sacul de haine și l-ai dus la familie acolo. Un tir cu produse de igienă tocmai a ajuns.
Așa, acolo, fugi la lui de la acolo, repede! Preotul își înnoadă din nou poalele și se pune pe treabă. Pentru a duce toată această activitate, a înființat Asociația Glasul Vieții. 12 angajați și o armată de voluntari sunt alături, comandă produse în țară și în China pentru copii. Ăștia au fost andașii noștri din toamna aceasta. I-am pus Gelvia numit. Așa, o să numim Glasul Vieții, da. O să, ca să fie mai bine pentru cei mari, o să fac și brandul G-Live. Adică să sune mai bine. În curte, cineva tocmai a donat un porc. Imediat e pârlit, tranșat și pregătit pentru a fi împrăștiat la familie. Bună seara, sunteți acasă? Da, poftiți, noi stăm la masă. Această familie s-a întors din Spania în plină pandemie, fără un leu, cu 6 copii și a primit o casă. Perete în perete, o altă familie cu un tată bolnav a primit alta și astfel de situații de familii puse într-o casă sunt peste 120. Preotul achită facturile, se ocupă de educația copiilor, le caută părinților de muncă. În 4 case sunt așezate mamele cu probleme. O bătea soțul ei de față cu poliția în sat la ea și mă spunea că nu poate să intervină. Și aici era o sfragerie, are 7 copii, parcă nu? 7? 7, am închis sfageria, am făcut o cămăruță ca să aibă copii să stea, să nu fie bătuți de... Ăla e ulat o razna, băutura și țigară. La marginea Iașului a cumpărat de curând 2 hectare de teren pe care vrea să ridice 100 de case. Primele 2, în care vor locui 8 familii, sunt în lucru. S-a făcut așa o radiografie a vieții infracționale. Marea parte acestor oameni care ratează viața, o ratează pentru că de acasă, neavând educație, neavând sprijin în perioada copilăriei și adolescenței timpurii, a fost foarte ușor de, eu știu, sedus de către adevărații infractori. Așa ajung oamenii să fure, ajung să ceșească, ajung să dea în cap, pentru că sunt alții mai deștepți ca ei, ei sunt flămânzi, minte puțină, carte puțină și ajung. Și atunci, dacă copiii merg la școală, acolo este unul din cele mai mari complexe comerciale din Iaș. În partea stângă este zona economică a Iașului, din Miroslava. Practic, orice părinte poate lucra, acolo este Iașul, încheiută ceva Iașul acolo. De curând a cumpărat acest hotel pe care vrea să-l transforme în policlinică. Unde s-a măsetit gratuit? Să vină lumea să nu mai aud că sunt oameni care nu sunt operați, nu au făcut operații la timp, nu au făcut analize la timp pentru că nu au bani acei amărâți de 10 milioane sau 6 milioane care trebuie unei persoane neasigurate să-și facă remeneu. Dacă nu, vii în spital, stai jumătate de an să-ți facă ăștia o analiză până ce ești mor de 3 ori. Toate aceste povești îl costă sume enorme. Trăg în linie cam cât e rata la toate ratele pe lună? Nu știu. 50.000. De euro? Euro. Pe lună, rată la bani. Cam așa, da. Banii vin din donații. Tot timpul telefonul îi sună. Vrem să vă trimitem și noi niște bănuți, dar n-am contul, m-am tot uitat. Nu aveți contul? Ei, da. Doamne, dați pe Google, dar da, mă schimb și mi-a zis că n-am regăsit. Eu vreau să fac o pomană, să dau niște bănuți. Am să vă trimit astăzi 100 de euro. Cam pe tubă, să trimit și în ce cont? Cât puteți dumneavoastră? Pe site-urile de socializare spune poveștile întâlnite, tot acolo transmite și slujbele, iar oameni din toată lumea îi sar în ajutor. Preotul găsește soluții pentru a funcționa. Pomenile sunt ținute în internat pentru a hrăni copiii, cu resturile de mâncare crește porci, reciclează. E foarte scump gunoiul, ar trebui să fie câteva mii de lei pe lună la ce avem noi, la câte case avem și atunci încercăm cartonul să luăm bani pe el, folia să o vinde și pe asta. Hai să-mi știu că e greu, să nu se obosească meiță. Bravo, Mihai! Așa, mama rusă are cât ai? 5. Cum poți să ții copiii ăștia buni aproape? Îi plimbi, îi duci la un meci de fotbal, îi duci la... Și am plecat de la, nu știu, 30 copii, în vara asta am fost cu, nu știu, 30 copii la mare. Cui? 300, pe că am fost vara asta. Vă duceți cu ei? Totdeauna. Totdeauna mă duc cu ei, totdeauna. Chiar dacă eu, chiar dacă eu urăsc marea ca și loc de recreere, e opusitoare. Da, bine, urăsc și pentru faptul că la noi nu e niciodată vacanță la mare. Nu poți să mergi la mare să spui că te odihnești, că mergi cu o armată de copii. Nu există noapte să nu fie o problemă, să nu fie o urgență, să nu fie de la, eu știu, insolații, prima menstruații și ăla care scapă în pat,
până la idilii și tot felul de probleme. Pleacă unul că îi dor de mama și așa mai departe. În experiența mea, acum sunt de 24 de ani, 97-24, după 25 de ani, deci am preot, am învățat un lucru, că fără jertfă, în sensul real al cuvântului, nu este nimic bun. Hai că m-am un telefon, vorbim mai târziu puțin, da? Ibe. La 3 mâncați, mai târziu puțin, soția care mă inspectează dacă mănânc sau nu la timp. Cu diabetul meu de... De 33 de ani se luptă cu diabetul, se oprește pentru a-și face tratamentul și o ia de la capăt. Hai, dacă punem aici. În această casă trăiește o familie cu 5 copii pe care a salvat-o dintr-un bordei. Parcă începutul unui banc. Aici, între copii, râde și se bucură. Uită de toate grijile care le apasă. De aici și a energia din familiile salvate. Un perete e plin cu diplomele copiilor. Dovadă că aici a reușit. Asta e a mea. Bravo, mai fetilor. Eu am 2 medalii. Dacă Dumnezeu pe mine, om cu 46 de ani și 33 de ani de diabet. Teoretic, la vârsta mea de boală, jumate din cei care sunt ca mine sunt fie orbi, fie la dializă. Dumnezeu mă ține în formula asta. Mă gândesc că Dumnezeu are și un plan, parcă cu mine. Nu mă lasă să învârte roata din ce în ce mai mare, doar pentru că așa trebuie. Ci m-a lăsat să coagulez niște energii, să adun niște oameni, să oferim speranță și dragoste și chiar să așteptăm salvarea vieții unor oameni și în felul ăsta lucrurile să nu mai fie atât de negre. Târziu ne punem pe drum către un cătun ascuns după dealuri. Aici trăiește o familie cu 6 copii. Unul dintre ei i-a transmis că vrea fidea cu lapte. Ai zis că fidea cu lapte vrei, așa ai zis? Așa ai zis, nu? Uite fedeaua aici. E o familie de care a aflat acum câteva zile. Trăiește într-o casă care stă să se prăbușească. Pentru preot e următorul proiect, încă unul. Seara târziu se întoarce în biserica din curtea maternității. Suntem împreună de 14 ore. Hai că mâine, da, 14 împreună. Tot e bine. Bonsoir. Îl așteaptă soția și 2 dintre cei 4 copii pe care i-are. Cel mare tocmai a terminat facultatea de medicină. Ați avut momente când ați zis, da, mai vin acasă? 5 telefoane pe zi, 6, 10? Eu tot îl sun și dacă l-aud că e bine, important este să fie mâncat, să mănânce, să ai grijă să mănânce. Deci important este să mănânce. Problema era când ajungea acasă la ora 10 și spunea, hai la plimbare. Doamne, parcă mi-a fi ceva. Zâmbește tot timpul. Mâine urmează o altă zi. Aici, în Iași și în județele din jur, preotul Dan Damaschin vindecă și salvează o bucată de Românie. Îi școlește copiii, îi oblojește rănile și o învață cum să iasă la liman. O salvează, o învață prin puterea exemplului ce înseamnă munca și empatia. O misiune uriașă pe care o duce cu zâmbetul pe buze. El și copiii pe care îi salvează, multe mii, sunt dovada că se poate. Vă mulțumim pentru toate mesajele de peste an, pentru susținerea de fiecare duminică, vă suntem recunoscători. Sărbători frumoase și binecuvântate să aveți! Crăciun fericit, să ne vedem sănătoși! Toate bune!